Primăria Municipiului Timișoara propune pentru 2024 un buget de peste 2 miliarde 500 de milioane de lei, în creștere față de anul trecut, care continuă evoluția dinamică din 2023, când suma record de 635 de milioane de lei a fost investită în dezvoltarea orașului. Am propus un buget echilibrat care răspunde ambițiilor de dezvoltare ale Timișoarei și nevoilor din cartiere. Împărțim resursele orașului echitabil între buna funcționare a serviciilor publice ale orașului și investiții în viitor. Peste 40% din banii alocați dezvoltării Timișoarei vin din fonduri europene, cu precădere din banii din PNRR pe care i-am atras în ultimii doi ani, a spus primarul Dominic Fritz. Secțiunea de funcționare în care se regăsesc bani pentru transport în comun, termoficare, curățenie, spații verzi, iluminat public, ordine publică, asistență socială, locuințe, cultură, sport, are prevăzută suma de 1,23 miliarde de lei. Din fondurile pentru funcționare pe care primăria le are la dispoziție, 300 de milioane sunt prevăzute pentru subvențiile pentru căldură și transport în comun. O prioritate clară este întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, pentru care sunt prevăzute peste 50 de milioane de lei, în creștere cu aproape 25% față de anul trecut. În plus, suma pentru salubritate a fost majorată cu 17% până la aproape 64 de milioane de lei. Totodată, 63 de milioane de lei sunt prevăzute pentru învățământ. Secțiunea de funcționare include și aproape 30 de milioane de lei pentru iluminatul public, dar și o sumă ce depășește 70 de milioane de lei pentru reparat străzi și trotuare, amenazări de locuri de parcare. La capitolul cultură a fost alocată o sumă de aproape 138 de milioane. Secțiunea de dezvoltare cu o valoare de 1,28 miliarde de lei include sute de proiecte complexe, dar și proiecte mai mici pentru îmbunătățirea infrastructurii orașului. Astfel sunt bugetate investiții care sunt deja în derulare. Liceele Waldorf, Ungurianu sau Lenau, Pulevardul Vidrighin, Pasarela Gelu, Clinica de Balneologie, Clinica Orele, Corpul B al Spitalului de Copii și Cinematografele Studio și Dacia. În domeniul sănătății, dintr-un buget total de peste 46 de milioane de lei, aproape 12 milioane de lei sunt pentru dotarea cu echipamente necesare pentru tratamentul și îngrijirea bolnavilor. Una dintre investițiile noi este stadionul Arena Eroii Timișoarei de pe calea Buziașului, a cărui construcție va începe în perioada imediat următoare. Pentru ridicarea stadionului cu 10.101 locuri, în bugetul pe 2024 este prevăzută o sumă de aproape 31 de milioane de lei. Luni, 19 februarie, de la ora 17, va fi organizată dezbaterea publică pe tema proiectului de buget în sala de consiliu a primăriei. Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre. Durata minimă de exprimare a punctelor de vedere este de 3 minute pentru fiecare participant.